bună ziua, dragi prieteni, bună ziua la toată lumea. Prieteni, după ce s-a întâmplat ieri, după nenorocirea de ieri la Severin, știți cum e vorba aia mea, după ploaie și furtună, mai vine și câte o vreme bună. Contează că nu sunt persoane care să fie, Doamne ferește, nu știu cum. Toată lumea este ok. Au fost doar pagube, mă refer, materiale, mașini, acoperiș și dragi lași, în fine. Dar știți cum am eu vorba mea, după ploaie și furtună, mai bine și câte o vreme bună. Astăzi avem o sărbătoare în familie, că familia mea mă refer, la cumnatul meu, aici și el la pensie. Doamne ajută, cumnate, să o mănânci sănătos cu familia ta, cu sora mea și cu copilașii tăi. Că știți ce, am muncit destul, merită. Și astăzi s-a hotărât să ne adunăm cu toții și să petrecem aniversarea lui de pensionar. Deci de pensionar. Și voi știți că eu cu aniversări, cu ăștia, cu petreceri, nu mă pot petrece doar eu, deși astăzi este vineri, este zi lucrătoare, am decis să mă duc și după fratele meu Ionică, al nostru, care nu l-ați mai văzut de mult, dar o să-l vedeți la mine pe vlog astăzi. Ionică va petrece alături de familia mea, că el este în familia mea. Ion este în familia mea și va petrece și el în familia. Am plecat să-l iau ca să ne petrecem împreună. Când se termină petrecerea, l-am dus la locul lui de muncă. Așadar, o să revin cu Ionică când îl iau. O, pe cine avem noi aici? Costina, cu cine lucrezi astăzi la sărbătoarea noastră aici? A? Care e Ionică? Ia uitați-l, dragilor, pe Ionică. Ionică, transmite-le la fan, că arată-le burta, Ioane. Ce înseamnă o viață normală? Ia spune, Ioane. Mă simt bine. Îl vedeți, dragilor, pe Ionică, în fața voastră, real. E aici, colegul Costina, astăzi. Da, că mi-au zis colegele, unde pleci? Ce s-au zis colegele? Unde pleci? Și mi-ai spus, la distracție. Hai, trage-te, uite că e rupt, uite-te și tu. Unde e cu sârdul ăla? E aici. Nu se mai întâmplă, e aici. Păi nu că trebuie și prinsă direct. Stai un pic, că ia pionezele, ține-o. Păi, asta ce faci cu ea? Păi și nu pui așa, la ce mai tai? Hai, Costina, timp de cine ca să fac pionele. Gabi, ții ce aici, la față. Gabi. Nu treia întinsă toată. Nu treia întinsă toată. Treia de acolo, cum zice Ion. Prinsă, pam, și după aia dat un pic, iară pac. În capăt, da? Ține aici, Gabi. Vino la Ion. Aici trebuie să ajută-l pe Ion, așa. Că vino la Ion, că e Ion. Asta e, fraților. Nu, mă, nu, să-mi instalez lăutarii. Dacă trăiești. Instalez lăutarii aici. Hai să arăt și eu la prietenii mei lămâiul. Lămâiul care l-am dat lui sora mea. Ia uitați. Vezi? Ia uitați, mai are și aici floare. Ia uitați lămâița aici. Alta este aici. Asta a dat un pic piatra în ea. Ia uitați. Are ceva lămâiță în el. Ia uite, ăștia pleacă de aici. Ia uite. Vedeți ce lămâi face asta? Le face de mari. Arată foarte bine lămâiul. Ia uitați alta aici. Deci bine că nu l-a afectat piatra. Păi de aia se că nu trebuia întinsă toată și prindeai Ion acolo și dădeai mai aici, iar o dădeai, știi? Norocul meu că l-am pe Ion aici, fratele meu. Așa, îl dăduse lumea dispărut. Asta e. Nu? Așa am zis și eu. Să-și bătă lumea. Corect.
Nu își mai bate nimeni joc de el. Fratele meu e fratele meu. Putere, e și fratele meu putere. Atât. Gata, pregătiți aceea. Tripla trebuie. Deci, prieteni, îmi instalez scula. Ia asta să întorc un pic aici. Asta așa, că trebuie să facem aici. Așa. Nu, nu, n-ai cu ce să mă ajuți. N-am eu fire. A, uitați, scula lui Mandea. Adică îmbrăcat la pantofi, la ăștia, ăștia, pantaloni. Uite, vezi ce bine le prinde Ion. Dacă nu le întindeați de atunci, era mai bine. Nu, nu, mai trage, mai trage. Și după aia, mai trage. Uite așa. Păi, nu trebuia întinsă toată. Haideți că mai revenim să instalez și eu muzica. Da, drumul la grătar. Ia să vedem ce facem aici la grătar. Ia. Ia o, Bobby, cum se vede grătarul nostru. Mamă. 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 Hai, gata. Cumnatul mi-e în forță aceea cu carnea. Băgăm mare. Băgăm mare. Dacă nu ne ajunge carnea, uite, avem aici pricandei. O grămadă sunt. Ia uite. Ce-a scăpat de furtună. Și acolo și sub aia, uite cum stau, ca militarii. Mamă, no, Bobby, dacă știi ce-mi place mirosul ăsta. Deci nu mâncai nimic tot. Auză, cum e vorba aia, după ploaie și furtună, mai bine și câte o vreme bună de asta, așa, cu grătare, cu asta aici, a fost să... Păi, de capul meu. A venit televiziunea trasată. Ce faci, domnul Ionicace? Bă, dai, pus-și moștul lui Ion în suc. Eu nu văd paharul lui Ion. Al meu e gol, al lui Ion e gol. Băi, Ionică, n-are data ta asta grijă deloc de tine. Dar când te sună, ce să-ți? Când te sună, ce să-ți? Ce faci, Costina mea, sora mea, ce faci? Îmi spus să pe drum că te sună, vorbi cu tine. Nu, nu știu vocea. Cu cine vorbi? Ion! Oh, Ionică, sora! Eram, intrasem în fabrică. Da. Un colega mea. Ioane, mă duc să arăt cu alea la oameni ce... Cu ce ne gospodărim noi. Ia, n-avem găini deloc. Ia uite așa mai aici. Ce are sora mea aici? Asta este. Care a fătat. Aici sunt jucăi ai lalță. Ia uite așa aici. Ia uite și pe alu bucătaru. Ia uite, ăsta e alu bucătaru. Ia uite-l bucătare cum arată. Ăsta de aici, al bucătarul și ăla din colț, de colo, e al lui Mandea. Ia uite. Avem și purcelașii ai mici. Ce avem noi aici? Ia uite cum stau jucăii. Asta e mama lor și
Și aici sunt jucăi ai mici. Avem mititei, dragilor. Avem și mititei. Până așa sunt. Avem și mititei. Avem sol major. Si bemol. De la major. Au venit niște țigări. Ui, Ioane, ce cauți mai aici? La depozit. Lasă, Ioane, țigări în pace, Ioane. Noi suntem români. Români. Ce avem, mă? Azi, grav, nu știu ce avem. Asta de ultimele, ăla e al meu. Băi, ăla e al meu, pune și mie. Ăla e al meu. Chiar, am pus-o și mie? Păi ce, că pus-o mai mult pe jos? Colaristul, notele Canci, Canci, auzi, note Canci, mic, emblema în istorie. De la 2 în jos. A, de la 2-1-0. Hai să găsești, mă, țigări. Aha, poate să știe tot pe aici. Cum ala ieșire din... Ia, prieteni, să vă arăt aici la sora mea, să vedeți ce frumos are. Ăsta-i living-ul. Aici e scara care urcă sus. Ia, uitați. Da, a făcut pe simplu, pe alb. Ia să vă arăt ce are la geam aici, orhideile. O, cum stau orhideile. Uite și ăsta aici. Ia uitați ce scară frumos, pac. Balustradă. Candelabru, trebuie să-l pună. Pus așa peste. Frumos, frumos. Ia uitați. Floricelele. Ce te pitul, mă, babaule? Ce te pitule? Mișto, ha? Ești prieten cu Ion? Da. Uite ce avem, uite aici. Ligheanu. O, brânzica. Ghearul de roșii. Aici. 1, 2, 3 și start. Stați așa amândoi, stați așa. Nu vrem, uite-te la mine, Costina. Asta e poza direct de vlog. Tot cu fratele tău, Iorică. Ce? Păi mai bine pune pui la profil. Puse, da, pun pui la profil. Păi alea-s gata. Nu să pun muzica și revenim mai târziu cu un nou vlog. Vă pup, prieteni, și mai revenim cu un nou vlog.